Alexander Minigan. Minezianov este candidat PSRM în circumscripția electorală Glodeni. El este consilier raional și local la primăria Glodeni și unul dintre cei mai generoși finanțatori ai Partidului Socialiștilor. Centrul de investigații jurnalistice a scris despre Minezianov că a fost unul dintre cei mai darnici în campania electorală a lui Igor Dodon. Minezianov a vărsat în buzunarul electoral al socialiștilor 107.400 de lei. Cu 2 ani mai devreme, în 2014, în campania electorală pentru parlamentare, Minezianov a donat în bugetul electoral al PSRM 178.200 lei. Valoarea acestei donații este surprinzătoare, deoarece veniturile cumulate ale lui Minezianov în ultimii 2 ani, înainte de alegerile parlamentare, erau de 163.000 lei. Conform datei Camerei Înregistrării de Stat, Minezianov este fondatorul întreprinderii individuale Minezianov Plus, specializată în comerț. În 2014, Alexander Minezianov a fost pe locul 43 în lista candidaților socialiști la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Tot el este proprietarul sediului socialiștilor de la Glodeni.